Știai că conștiința afectează realitatea? În acest video, voi face o scurtă prezentare a stărilor de conștiință în funcție de frecvențele undelor cerebrale pe care le emite creierul. Creierul comută între cinci frecvențe: alfa, beta, teta, delta și gamma. Conștiința noastră afectează realitatea. În cele ce urmează, vom înțelege cum funcționează acest mecanism. Înainte de a începe, dacă consideri informația prezentată în acest material utilă, pentru acces rapid la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal de YouTube. Prin activarea clopoțelului, vei fi notificat de fiecare dată când un video nou va fi publicat. Dr. Jody Spenza este lector internațional, cercetător, consultant corporativ, autor a numeroase cărți, printre care tu ești placebo, distrugeți obiceiurile nocive sau antrenează-ți creierul. A fost invitat să vorbească în mai mult de 33 de țări de pe șase continente pe teme motivaționale. Descoperirea cheie făcută de Joe Dispenza este că creierul nu face distinția între experiențele fizice și cele mentale. Conform cercetărilor înfăptuite de doctor Dispenza, de fiecare dată când trăim o experiență, activăm un număr imens de neuroni din creierul nostru, care, la rândul lor, afectează starea noastră fizică. Puterea fenomenală a conștiinței, datorită capacității de concentrare, creează așa-numitele conexiuni sinaptice, conexiuni între neuroni. Experiențele repetitive, precum situațiile, gândurile sau sentimentele, Creează conexiuni neuronale stabile, numite rețele neuronale. Fiecare rețea este, de fapt, o anumită memorie, pe baza căreia, în viitor, corpul nostru reacționează la obiecte și situații similare. Dimineața, când ne trezim și ochii percep lumina din jur, nervul optic trimite un semnal glandei pineale și aceasta începe să secrete serotonina. Serotonina este acel neurotransmițător secretat în timpul zilei care ne ajută să ne îndreptăm atenția spre lumea exterioară. Intră în funcțiune latura analitică, rațională și logică a minții noastre. Aceasta este starea de conștiință beta. Seara, când mergem la somn, întuneric fiind, nervul optic trimite iarăși semnal glandei pineale, care, de această dată, va secreta melatonina. Melatonina favorizează somnul și schimbă frecvența undelor cerebrale. Așadar, serotonina ne trezește dimineața și melatonina ne ajută să adormim în fiecare seară. În momentul în care ne ducem la somn, trecem de la starea beta de minte conștientă la starea alfa. Frecvențele cerebrale încetinesc, și în felul acesta, mintea se liniștește, devine mai coerentă și se deschide poarta spre subconștient. În starea alfa, avem acces spre lumea interioară, în timp ce lumea exterioară trece într-un plan secundar. Este adevărat, încă percepem spațiul exterior, dar suntem mult mai prezenți în sfera interioară. În momentul în care adormim, dar mintea este încătrează, creierul nostru începe să emită unde teta. În această fază apar visele. Când intrăm în starea de somn profund, numită somn REM, somn caracterizat prin mișcarea rapidă a ochilor, creierul emite unde delta, în următoarea etapă, în cazul în care obișnuim să practicăm meditația și să ne concentrăm atenția în mod repetat pe potențarea abilităților extrasenzoriale, creierul va emite unde gamma, stare descrisă în literatura de specialitate în termenii activării supraconștiinței. La acest nivel, creierul transformă melatonina în dimetiltriptamină, pe scurt DMT. Dimetiltriptamina, acest neurotransmițător puternic, va favoriza apariția experiențelor transcendentale. Dimetiltriptamina este considerată particula sau molecula lui Dumnezeu, care are efecte foarte puternice asupra organismului. Acest neurotransmițător cu efect halucinogen este secretat și în timpul experiențelor din preajma morții. Interesant de reținut este că în primii ani de viață, de la 0 la 2 ani, creierul bebelușului emite unde delta. În mare parte a timpului, bebelușii sunt adormiți cu ochii deschiși. Între 2 și 6 ani, creierul începe să emită frecvențe teta, bebelușii sunt într-un stadiu de somn lucid, se întâmplă să ne menționeze de lucruri pe care noi nu le putem identifica în mediul înconjurător. Cu alte cuvinte, de la 0 la 6 ani, copiii percep mediul înconjurător cu ajutorul minții subconștiente, sunt într-un stadiu imaginar, un univers al tuturor posibilităților. Abia după vârsta de 6 ani, când încep să proceseze mai multe informații din mediul înconjurător, creierul va începe să emită undele cerebrale alfa. În acest moment, începe tranziția spre starea conștientă. După vârsta de șase ani, creierul va începe să emită și unde cerebrale beta, specifice minții conștiente, analitice, însă creierul copilului va comuta foarte des între toate aceste frecvențe cerebrale. Mintea fluctuează la hotarul dintre imaginar și realitate. După vârsta de 12 ani, ușa spre acest univers al tuturor posibilităților se închide și creierul va emite în mod preponderent frecvența cerebrală beta. Adulți fiind, vom trece în celelalte stări cerebrale când ne odihnim, când medităm sau când învățăm. În concluzie, ca să facilităm accesul spre mintea subconștientă, e indicat să renunțăm la tiparele de comportament, la rigiditatea în gândire, să realizăm că, de cele mai multe ori, sistemul nostru de valori învățat ne ține pe loc din evoluție. Atunci când suntem foarte stresați, nervoși, vânați de frică, anxietate, dependențe, creierul emite undele beta de nivel înalt, Acestea au un tipar haotic și incoerent. Această stare ar trebui evitată frecvent. Dacă învățăm să controlăm prin intermediul meditației aceste stări de conștiință, ne vom muta într-o sferă pozitivă. Rezultatele bune pe toate planurile nu vor întârzia să apară în viețile noastre, deoarece creierul funcționează într-un mod holistic, sincronizat și coerent. Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.